Telespectatori, ne aflăm în comuna Vilderei, comuna de la capătul județului, să spunem așa. Dialogăm în minutele următoare cu primarul comunei, domnul Ionuț Ghiur, căruia îi spunem bună ziua, bine v-am găsit, domnule primar. Bună ziua, bine ați revenit în comuna noastră. Am fost astăvară, am venit cu toamna, luna septembrie, prima lună de toamnă, începe școala și mai mult decât atât, aveți unul dintre cele mai grele examene care le poate da un om pe pământ, alegerile locale, da, care au loc politic, din plan politic. Din plan politic, cel mai greu examen pentru mine va fi pe data de 27 septembrie. Greu, eu cred că ce a fost mai greu am făcut. Și vorbim de cele 10 milioane de euro, pe care le-ați adus, pe care în le-am adus în această comunitate în acești 4 ani, da? De zile. După cum ați văzut, eram pe șantier, lucrăm de zor, lucrăm la aducerea de apă și canal. Erați la școală. La terenul de sport. Vrem până pe 15 septembrie să reușim să, zic așa, tăiem pamica și la terenul de sport. Sper să ne încadrăm în timp. Față de ce ați fost dumneavoastră prin vară, lucrările au avansat. Vreau să vă spun că la Vinderei apa este pregătită de recepție. Așteptăm buletinul de analize, pentru a putea branșa populația. Fără analize nu putem branșa nimic. Evident. Canalizarea este 99%, mai avem demontat stația de epurare și un spa să facem probe. La Docăneasa s-a montat bazinul, urmează stația de clorinare, apa este 100%, urmează branșamentele electrice. La Obârșeni se lucrează la bazinul de apă, puțurile sunt terminate, urmează să fie echipate cu pompe și branșamentele electrice. Aici întâmpinăm mari probleme la branșamentele electrice, fiind instalațiile aplicate, proiectate în extravilanul satului. Trebuie să facem extindere de rețea. Da, să ajungeți cu rețeaua electrică la investiție. Cu rețeaua electrică și de aici și durează la Vinderei, vreau să vă spun, grădinița. Am 8 luni de zile de când aștept și abia am promis. Am văzut că acum lucra o grupă de electricieni la... Noi lucrăm la partea interioară, dar vorbesc de branșamentul exterior, de la exterior, unde noi ne vom cupla pentru a putea alimenta cu energie electrică. Adică sunt lucruri de astea, cum să le spune domn primar, Butăruga mică răstoarnă în carul mare. Da. Păi, pot să vă spun acum, la sfârșitul celor 4 ani de mandat, că poate cea mai mare nerealizare a mea este în acest mandat faptul că nu am reușit să termin apa, adică aș fi vrut că la ora actuală apa să curgă în robinetele tuturor cetățenilor din comuna Vinderei. Eu consider că este o nerealizare a mea, dar nu a ținut numai de mine personal. A ținut de constructor, de contextul politic, de contextul medical, epidemiologic. Da, pe un an de zile s-a cam dus aiurea fără nimic. Vreau să vă spun că la grădiniță acum, ieri și astăzi trebuia să-mi lucreze firma care mi-a făcut centrala PSI, detectoarele de fum, da. Centrala electrică, toate. M-a sunat alaltă ieri și mi-a spus, domn primar, unul din angajații mei a fost depistat pozitiv COVID și s-a restrâns activitatea automat. Ne-au băgat în carantină pe toți la domiciliu, nu mai putem face. Eu pe 13 fac inaugurarea grădiniței. O să găsim o soluție până atunci și vom porni. Dar lumea nu știe lucrurile astea. Lumea vrea imediat să curgă apa. Lumea nu știe că s-au luat trei laboratoare au făcut analiza la apă. Trei laboratoare. Și trebuie să același rezultat de la toate trei. Dacă undeva nu este rezultatul bun, golim din nou bazinul, încărcăm, golim, spălăm instalația și o reluăm de la capăt cu analize. Dar
tot trebuie să le spuneți cetățenilor că forarea s-a făcut la mare adâncime, am înțeles, da, peste 200 peste, de metri. Noi avem peste 250, în marea majoritate, deci din cele 8 puțuri pe care le avem acum în cele 6 sate, nu avem niciunul mai sus, să zic, de 250 de metri. Deci sub... Nu, peste 250 de metri, de unde vine apa, da, care apa vine de la 250 de metri, va potoli setea celor, da, din vindere. Da, da. Deci de la, din, spunem noi, foarte mare adâncime, foarte pentru mare că adâncime, e pe pilonul 3 de adâncime, spun specialiștii, de unde, da, se duce apa potabilă. Da, da, da. E un lucru mare, să știți, da, plus că nu mai ești influențat de condițiile atmosferice, de, da, nimic, da, da, teoretic. Mai ales cu acest an, să zic așa, cu seceta din acest an, la noi culturile sunt calamitate. Am văzut, așa, da. Porumbul, floarea soarelui, porumbul este 100%, floarea soarelui 80-90%. Grâul și păioasele au fost, păioasele au fost terminate din toamna trecută, și în primăvara nu s-a mai... Este o secetă de asta prelungită, care vine din anul trecut, din noiembrie, am, da, avut o iarnă. Da, și va avea efecte încă vreo 2 ani de acum încolo, știți că când s-a preiat că s-a dus jos, pământul uscat. Noi facem, noi în momentul ăsta lucrăm la niște branșamente în satul Brădești și vreau să vă spun că săpăm și se vede la 2 metri jumate, 3, pământul este foarte uscat. La 3 metri. Și la 3 metri săpăm. E foarte greu, e foarte greu, da. Cu natura, mama natură nu se pune nimic. Domnul primar, ne-ați spus în minutele ce tocmai le-am dat în eter sau dus în istorie, ce ați realizat în cei 4 ani de mandat. Ce le propuneți alegătorilor dumneavoastră pentru următorii 4 ani? Da, eu în aceste minute am vorbit, să zic așa, de... Pe scurt, pe scurt, de cele 6 investiții în apă și canal, în toate cele 8 sate. Dar mai avem și alte proiecte, drept vorbeam de factori care perturbează continuitatea unui proiect. O să vă spun că la ISC la Vaslui s-a schimbat conducerea. Vine o doamnă de la Bacău ca să semneze programele de faze și asta. Asta înseamnă drumuri multe, înseamnă drumuri, tracasări, stres și timp pierdut. Am 3 săptămâni de zile pentru un aviz, pentru semnarea programului de lucru la gropile de gunoi de graș cu fonduri europene, pentru că ministerul nu dă ordinul de începere dacă nu are totul, totul în spate. Abia, da. Ieri am primit acest program semnat și ștampilat. Deci aici vorbim foarte mult de investiții într-o grădiniță nouă, pe care ați văzut-o sau o să o vedeți și dumneavoastră, școală, reabilitare, teren de sport, gunoi, grob de gunoi de graj, achiziția de utilaje, achiziția unui microbus școlar care era pe care l-am văzut, da, în curte aici, o mare necesitate pentru noi și vă spun sincer, m-am cam săturat să mă plâng la ușa domnului președinte al Consiliului Județean sau la inspectoratul școlar, de la minister, de la inspectorat la minister, de la minister nu mai sunt la noi la Ministerul Dezvoltării, nu aveam altă soluție decât acest leasing. Și l-ați luat în fondul propriu, să spunem. Da, din bugetul local, leasing cu o... Pentru că opoziția la un moment dat a spus, domnule, a luat leasing-ul și a falimentat primăria. Cum aveți opoziție în comună? Da, mai sunt și... Ce? Acum, nu, lăsați aici să facem o paranteză. Ce vă reproșează opoziția? Că n-ați săpat șanțurile la 2 metri să aduceți apa și canalizarea sau ce? Nu, opoziția reproșează că nu am bacaloriatul și nu le are diploma de bacaloriat. Mi-ați luat, da, mi-ați luat întrebarea domnului. Nu am bacaloriatul, opoziția îmi reproșează că sunt un boț, un mincinos, dar nu fac dovada celor afirmate. A, bine, astea, dar haideți să ne întoarcem înapoi la studii, deci... Da. Aveți diplomă de licență. De licențiat, da. Da, și nu aveți diplomă de bacalaureat. După ei nu am diploma de bacalaureat. Nu i-ați trimis cumva la facultate? O fiind dosar acolo uitată? Da, chiar. Sau dacă nu? Cum ați reușit dumneavoastră de ați obținut o diplomă de licență fără bacalaureat, domnule primar? Nu se poate. Nu se poate. Nu, trebuie un pic de minte să ieși cu afirmații de genul ăsta. Ca și cum, de ce porți șosete albe, domnule primar? Uite, de-aia. Da. Îmi permit, nu? Da. Adică îmi pare rău că n-am reușit în mileniul 3. Suntem în anul 2020, se vorbește de comune europene, de smart city, de digitalizare și noi la nivelul... Păi aduceți internet pentru țâncii de 6 ani care or să zburde
pe tabletă și vine un om matur și se întreabă unde e diploma de bacalaureat primar. Da. Despre ce naiba vorbim? Da, e o problemă care nu cred că interesează nici pe cetățenii comunei Vinerei. Zic eu, nu cred că cu siguranță nu-l interesează. Nici pe mine nu mă afectează, că odată ce am o diplomă de licență, înseamnă că am să mă duc la facultate, aveți dreptate, a căutat soția acasă, diploma n-a găsit-o, mă duc la facultate, sigur. E cu siguranță în dosar acolo, că trebuia obligatoriu la... Știți, în momentul în care ți-ai diploma de licență, nu te mai interesează bacalaureatul. Nu mai ai ce face cu el. Exact. Dar trecând peste asta, mi-aș fi dorit să avem o confruntare. Eu credeam că discutați despre proiecte, exact, vă bateți în idei constructive, exact, în lucruri pe care să le propuneți cetățenilor din comună, da. Să le crească nivelul de trai și celelalte, nici într-un caz asta aruncăm cu praștia peste gard. Noroi unii în alții sau cu praștia peste gard, cum a spus dumneavoastră. Deci noi trebuie să discutăm acum despre noul ciclu care începe din 2020, financiar cu banii europeni. Vorbim acolo, tot ne lăudăm că avem 83 de miliarde de euro. Ne-am mai lăudat și cu Băsescu că am avut 49 și am luat numai vreo 20 de miliarde. Depinde de noi, să știți. Numai de noi depinde. De și noi, special de noi. De rând, de oameni de rând. Noi de primarii. Exact. Administrația județeană și viziunea de dezvoltare a unei comunități cum este Vinerei o are primarul împreună cu cetățenii. Exact. Cu cetățenii. Nu știe de la Consiliul General, nici la Ministerul de Consiliul Județean, nici de la Ministerul Dezvoltării care sunt necesitățile și problemele comunii Vinerei. Îi mai aud pe domnul la opoziție, dacă noi o să fim la putere, o să ne ajute Consiliul Județean și o să ne dea. Păi ce să vă dea dacă voi n-aveți proiecte? Dar cu ce vă dă? Cu ce? Cu mâna, cu găleata, cu tremul? Dar vă dau, că nici ei n-au. Și ei la rândul lor trebuie să facă proiecte. Bine. Dar să termin ideea asta cu proiectele. Discutăm, zic eu, și îmi pare rău că probabil și eu am intrat în jocul lor la un moment dat, pentru că mă doare, domnule Carmen Peșu, că în acești patru ani mi-am sacrificat familia, mi-am lăsat copiii acasă ca să aibă grijă soția de ei, micuți, i-am lăsat acasă și să vă trăiască, am văzut și am venit în această comună numai cu dorința de a face treabă și arăta că se poate. Foarte bine, eu vă spun, cu 30 de ani de experiență, îmi cer scuze că vă întreb. 30 de ani de experiență de presă, nu e un sat din județul Vaslui să nu fi călcat. Vă felicit și în direct acum vă spun din nou, felicitări domnule primar, că într-o perioadă în care nu ați avut în spate partidul care v-a propus și v-a lăsat din brațe să vă ajute, bine, PNL a ajuns și el acum, nu mai facem un secret, ați fost membru PNL, nu intrăm în amănunte din ce cauză a apărut disensiune între partid și dumneavoastră, dar ați făcut lucruri pe care primarii ai Partidului Social Democrat, care au avut guvernarea până mai alaltăieri, nu au făcut mai nimic. Și vă spun sincer, omul sfințește locul, domnul primar. Da. Ce se vede aici este efortul unui om care a plecat la 4 dimineața la București, la Ministerul Dezvoltării, exact, cu dosarele sub braț, exact, a fost dat afară pe ușa, a intrat pe fereastră, știu sistemul. Exact. Și merită felicitări modul dumneavoastră de a vă implica în administrarea unei comune care, dacă ne întoarcem înapoi și facem o imagine în 2016, arată cu totul altfel. Da. Și astea sunt lucruri care sunt palpabile, nu are sens. Asta încercam să vă spun. M-am implicat foarte mult. Programul meu e dimineața de la 7, eu sunt și până se seara lucrul la ăsta, da? Asta nu s-ar rezolva probleme. Fără implicare, fără sacrificii. Și pe plan personal, familial, am făcut sacrificii. Cu siguranță soția va avea acasă lângă copii mai mult. Ce nevastă n-ar vrea să meargă mai cu soțul sâmbătă? Mai ales că noi nu depindem. Avem o afacere care ne asigură un trai. Înțeles că aveți o legitimitate financiară acceptabilă. Să trăiți bine. Să trăim decent. Decent. Să ne permitem, nu permit excursii în Caraibe sau... Nu e nicio problemă, măcar la Brașov sau în Poiană, undeva. Da, o excursie.
Da. Iar când vezi niște oameni care se ascund după numere, după niște nume false și îți aduc tot felul de jigniri la familie, la copii, la fata ta persoană, nu vă mai spun ce mai scriu, pentru că eu sunt o pagină de ocane acolo, sunt domnul Andrei Andrei, văd că e un cont fals și scriu mai mult, mai mulți așa pe el. Adică, la un moment dat, ești om. Știu, toate se pun și trebuie să reacționezi. Ajungi capac, că reacționezi. Eu vă spun sincer, încercați și da, nu reacționați, da. Pentru că cel care nu și asumă responsabilitatea vorbelor și se ascunde în spatele unui cont fals, nu merită să primească un răspuns de la dumneavoastră. Așa nu merită să primească răspuns de la nimeni. În momentul în care consider că ai ceva de spus, poți veni la primărie, la primar direct. Nu trebuie să te ascunzi în spatele unui nume fals. Vino și spune, fii bărbat. Suntem în anul 2020 și noi mai facem o astfel de politică. Ne ascundem și ne aducem tot felul de genii, în loc să stăm cum stau cu dumneavoastră la această masă și să discutăm și spun, bun, ai făcut apa și canalizarea. Ce probleme sunt? Unde sunt? Uite acolo n-ai făcut bine. Uite acolo trebuie, nu fac așa. Uite acolo, aș fi făcut așa. Uite acolo trebuie făcut așa. Hai să vedem ce oameni, ce soluții găsim la probleme. Alea sunt constructive, nu? Sunt constructive. Nu putem spune că deschidem încă două, avem două cabinete medicale, medicină de familie, în comuna Vânderei. Vine acum, nu am nimic, domnul doctor, înțeleg supărarea, înțeleg nervozitatea, dumnealui este supărat pentru că a mai adus un medic și a făcut un cabinet aici. Așa e, ne-a stricat business-ul. De asta, după 28 de ani și candidează funcția de consilier local la un partid. Avea 2000 de membri înscriși pe liste, acum... Are mai mulți. Bun, am dat un exemplu, acum a rămas numai mie cât sau... Nu, au rămas la dumnealui, nu e asta. Dar nu asta este ideea. Vine și spune, prin domnul doctor, va mai deschide două cabinete medicale în satul Docan și în satul Obârșeni. Cum le mai deschizi? Că tu, ca și legea spune că trebuie să ai minim 800 de pacienți să poți să deschizi un cabinet medical, mai ales că aici sunt doi doctori deja. Cum mai deschizi? Vine colegii de la opoziție și spune, nu, domn doctor va vorbi cu un prieten de-al lui, care pentru oameni și-l ajută și prietenul lui va veni de la Brăla și va deschide cabinete și... Despre ce vorbim? Haideți să vorbim despre lucruri serioase. Haideți să trecem la... Lucruri serioase. Haideți să trecem la punctul de ăsta. Urmează 4 ani grei. Foarte grei. Pentru că aveți investiții începute care au intrat în pământ, vine asfaltul. Da. Povestiți-ne nouă și alegătorilor dumneavoastră prin noi, camera care o aveți în față, provocările următorilor 4 ani. Haideți să trecem la lucruri serioase. Noi suntem pregătiți pentru aceste provocări și am citit legislația, am văzut proiecția de buget, să spunem, pe anul viitor, cam ce ar vrea acest guvern să facă, că după alegerile parlamentare lucrurile se vor așeza într-o matcă normală și vor veni și tăierile, vor veni și restructurările, vor fi multe. Uităm că trebuie să plătim rezultatele pandemiei, cheltuielilor pe anul fiscal. Noi, la nivelul Comunii Vânderei, ne-am propus așa. Pentru care deja ne-am propus în jur de 6 proiecte mari, pentru care deja am depus cereri de finanțare. Așteptăm să fim trecuți pentru asfalt. Avem 22,8 km pe reabilitare drumuri după inundație, cu proces verbal de la Ministerul și județeană, da, 22,9 km. Mai avem încă 9 km pe o altă axă deschisă. Asfaltul, dacă ni se aprobă 30 ceva de kilometri, luând în calcul cu un kilometru de asfalt de 1.300.000, ori 30, transformăm în euro și vedem că sunt câteva zeci de milioane de euro bune. Și trebuie să fim și realiști. Nu putem în 4 ani să aducem 100 de milioane de euro în comuna Vânderei. Pentru că fizic, nu ai cum să implementezi. Cu siguranță. Cu siguranță nu se poate. Deci ne-am propus asfaltarea, branșarea, pentru că voi intra automat și în anul viitor cu branșarea la apă și la canal. În special la canalizare voi avea branșările anul viitor. După care asfaltare,
mai avem cadastru general. Săptămâna viitoare avem prima întâlnire cu fonduri europene, cu intravilan, extravilan. Începem cadastrarea generală cu câștigătorul licitației și cu statele fare, care iar este o problemă grea. Da, și trebuie neapărat, și trebuie rezolvată, rezolvată ușor. Ați văzut câte probleme apar? Sunt probleme mari și dacă nu vom fi aici ca să fim atenți și să le rezolvăm, foarte mulți dintre bătrânii acestei comune vor rămâne fără pământ. De ce spuneți asta? De ce spun asta? Mai avem în momentul ăsta la nivelul comunei Dundere, mai avem 1000 de titluri de eliberare, aproape 1000 de titluri de proprietate de eliberare. Suntem în anul 2020. Bine, dar asta vine din din timpuri, nu discutăm. Vin din timpuri. Nici nu ați avut ce face. N-am avut, pentru că legislația s-a modificat de atâtea ori, s-au blocat eliberarea titlurilor de proprietate. Aici este administrativ, eliberarea este de sus. Problemele sunt atât de complexe. Și pentru că noi le știm acum că am făcut o actualizare a bazei de date la Registrul Agricol începând cu anul 2017-2018, unde vă spun că am descoperit aproape 1000 de hectare de teren care n-a fost declarat niciodată la impozit. Gândiți-vă că am fi făcut cadastru general și acel teren n-ar fi fost declarat în bază la Registrul Agricol. Ce s-ar fi putut întâmpla? Ce spuneți dumneavoastră? Aveți 1000 de hectare? Da. Și nu ați încercat măcar așa, din pură curiozitate vă întreb și eu, n-ați încercat să vedeți din ce mandat de primar vine? Nu, vine de la început. Din 90? Din 90. Nu, mai încoace de 90. Mai încoace. De-aia vă spun că din trăznaia unui primar, cu siguranță. De la 2000-2004 a început. Problema e că am trecut pe registrul electronic și când s-a trecut pe registrul electronic, atunci trebuia făcut toate adnotările. Da, lucrurile astea ne costă, să știți, dacă nu sunt puse în făgașul lor. Faptul că eu am găsit aproape 1000 de hectare de teren arabil care n-a fost declarat niciodată și probleme cu intravilan, case nedeclarate, clădiri conform construcției, adică am 100 de metri, era declarat numai 50 și asta mi-a dus la dublarea bugetului, deci de la 416, de la 500 de mii, la 920 de mii. Bani care i-am scos, fără să mărim taxele și impozite. Da. Care a venit normal și care trebuia să vină de foarte mulți ani de când se plătește impozitul. Da, de 2007, 2008, 2009, o perioadă nu s-a plătit impozit. Păi, din 2009. De ce vin? Pentru că s-a tratat la nivel de primărie cu superficialitate problema. Da, problemele astea au fost tratate pentru că și legislația era permisivă la vremea aceea. Foarte puțin primari au încercat să-și facă ordine în chestia asta și toți lasă... Dar știți ce se întâmplă? Mai e și electoral. Pământul pierzi votul. Fiecare primar a fugit de pământ pentru că sunt probleme în care vor fi și oameni nemulțumiți. Cu siguranță, dar... Și oameni nemulțumiți. Noi tocmai de asta încercăm acum... Și avem lucrurile să punem și să-i rezolvăm și pe cei care n-au fost rezolvați până acum. Păi oricum sunt mai mulți cei care n-au fost rezolvați decât cei pe care o să-i deranjați. Dacă noi vom fi, știm ce avem de făcut. Nu știu ce vor face cei care vor veni după noi, pentru că nu știu nimic. De asta aveți mandat un buzunar, eu îl văd. Despre ce vorbim? Da. Deci, cadastrarea și înființarea, digitalizarea, iar este pentru mine provocare, să zic. Aici vă împinge și pandemia din spate, știți? Dar aș vrea să fiu cu un pas înainte de a fi obligați, că la un moment dat o să fim obligați. Noi să fim pregătiți în momentul ăla, să avem tot. Suntem într-o discuție avansată cu o firmă din București, deja ne-au dat acces la platformă, vom fi două luni în... E vorba de 800 de documente care s-ar putea completa online. Adică omul n-ar mai veni pentru un certificat fiscal. Pentru adeverință de venit, vorbim de Patrick Den, care le trebuie acum la rechizite, la ajutor social. Da, da. De ce să mai vină la vingăre din local 15 km, când poate solisteze acolo, la școală sau undeva? Sau cineva care are echipamentul, o imprimantă. Poate dacă ajunge digitalizarea și la noi, la nivel local, va ajunge și la GOFM. Și nu va trebui să vă mai ducă omul acolo. Trimite și el pe mail-uri, eu listează, eu pune la dosar și cam asta înseamnă digitalizare. Ca omul, contactul cu omul și asta cât mai puțin pentru omul cu democrație. Instituția să se facă prin sistemul electronic, mai ales că vine 5G-ul peste noi. Da. Digitalizarea și înființarea sistemului centralizat de gaze în Comuna Vindea. Aici iar văd o polemică și o discuție
la contracandidații mei spunând ce ne trebuie digitalizare, avem de toate, ce ne trebuie digitalizare. Eu spun că digitalizarea ne trebuie și va fi un beneficiu extraordinar pentru cetățeni. Gazele. Păi spunem, România în următorul ciclu financiar va avea 3 miliarde de euro pentru să-și crească de capacitatea de distribuție a gazelor de la 33% pe care o avem acum, să o dubleze undeva la 65-70%. Și tot rămânem în urmă față de țările europene. Tot suntem în urmă. Mai ales că aveți și zăcământul de la... Din Marea Neagră, care trebuie să-l scoatem și să-l împingem pe uscat. Pe uscat și trebuie să beneficieze și România, poporul român, din zăcământul. Vă fac o paranteză aici, știți, Orban, vecinul nostru din Ungaria, și-a extins, a dus țeavă de gaze la ultima casă din Ungaria. Ungaria este singura țară din Uniunea Europeană care are toate locuințele cu țeava în fața porților. Numai că n-are gaz. Și așteaptă că i-a promis nu știu ce american că o să de la gazele de la noi, din România. Bună ziua! Mulțumesc! Vorbim de... Și proiectul nostru asta vizează, dar în acest proiect noi suntem asociate trei comuni, Crivița și Fântișeni și Vindereiul. Citind ghidul deja s-a publicat, a ieșit versiunea finală, să nu creadă lumea că va veni cineva, că în ghid spune clar, au prioritate cei care de la conducta magistrală au mai puțin de 2 km. Norocul nostru este de doamna primar de la Crivița, pentru că are un teren în zona Bădeana, acolo, de la conducta district gaz, aproape, se încadrează în această limită de 2 km. Și atunci vom cupla din rețeaua magistrală, vom pune SRM-ul la limita pe proprietatea UAT Crivița și aia e conducta magistrală. De acolo toată lumea va pleca cu conductă de distribuție. Noi în comuna noastră, în Vindereiul, avem în jur de 55-60 de kilometri și aici vorbim până la ultima casă al omului, când ne obligă ghidul să-i aduci branșamentul. Deci omul va avea branșament cu contor, cu absolut tot. Dacă nu trage numai conducta și după aia se branșează omul, deci, sau nu știu. Gazul la poartă. Gazul la poartă. Gazul la poartă. Cum se spune pe scurt. Da. Noi vrem ca în noiembrie anul acesta, luna noiembrie, să depunem acest proiect. Și dacă reușim cu gazele, cu intabularea, cu asfaltarea, ce ține de partea noastră, pe partea comunei, este suficient în următorul mandat, atât ca proiecte cât și ca valoare. Bine, avem iluminatul public, care urmează acum modernizarea iluminatului public, acel proiect prin fonduri, prin mediul. Așteptăm lista, am dat deja drumul la proiectare, am depus pe numărul 165, să încadrau până la 700. Din punct de vedere eligibil, am trecut de faza de verificare, suntem eligibili, așteptăm lista semnată de minister, semnăm contractul și vom avea și iluminat 713 lămpi cu LED performante, care vor fi în toată comuna asta, inclusiv pe drumurile județene. N-ați abordat un subiect care prezintă interes pentru oamenii locului, bisericile locului. Populația e relativ îmbătrânită, nu? Știți, la un moment, după o anumită vârstă, cam toți se uită în deal la biserică. Da. Imediat revin și la biserici. Mai avem încă două proiecte de reabilitare a două corpuri de școală aici în Vindereiul. Pentru că, datorită scăderii numărului de elevi, la Vindereiul aici vor învăța în imediat la perioadă, totul se va duce aici la Vindereiul, vom avea în jur de 300 de copii școlari, preșcolari. Și noi vrem aici să facem tot centrul ăsta de... Un campus școlar, să spun. Un campus școlar de învățământ, să-l facem aici. De biserici, avem biserici noi aproape fiecare sat. Avem în satul Bășeni, deja lucrează la acoperiș. Avem la acoperiș, totul este zidit. Vorbiți de biserici la care Consiliul Local, primăria, primarul s-au implicat? Cât le permite legea? Cât ne permite legea, și acolo avem o limită. Știu, dar de aia v-am și întrebat cât vă permite legea. Ajutăm și bisericile, ajutăm studenții cu burse. Am reușit prin POCUS să accesez un proiect în care am angajat un asistent medical comunitar, al doilea asistent medical comunitar
un asistent social și un mediator școlar care începe cu 1 septembrie, acum așa a început mediatorul școlar treaba, ei vor fi plătiți pe perioada proiectului de către Ministerul Educației, Ministerul după care urmează plan local. Avem un centru medical, un centru de zi, nu un centru medical, un centru social de zi în satul Brădești, pentru care am depus deja proiectul, pentru că vrem să facem într-adevăr o asistență socială, o asistență pentru corectă. Perioada timpurilor pe care trăim. Pentru că în momentul ăsta avem legislația, cred că trebuie adaptată. Avem pe cei cu ajutor, recunoaște pe cei cu ajutorul social, alocația complementară, persoanele cu handicap și indemnizație, gradul 1, gradul 2. Vin pachete de la Uniunea Europeană, tot la cei trei categorii. Da, da, așa. Vine laptele, acum le se dă și laptele ăștia la ajutorul social, tot lor li se dă. Fac eu o paranteză, da, laptele ăla... Să trăiți. Cel al copiilor și elevilor, știți? Da. Și, mă rog, nu apăsăm prea mult. Da, dar vreau să vă spun, eu am probleme cu acele persoane care în momentul ăsta au în jur de 55 la Revoluție, au fost dați afară de pe la, s-au închis toate întreprinderile, au lucrat în agricultură, nici la pensie nu puțesc. Aia sunt probleme, da. Astea sunt o problemă, oamenii ăștia n-au niciun venit. Adică la ei nu ne gândim, nu sunt tot suflete. Și nu se încadrează nici la ajutor social, pentru că depășesc terenul, intravilan. Da, au o suprafețe de teren. Ar trebui umblat la legislație. Cum trebuie legislația armonizată. Armonizată cu problemele reale. Și noi asta facem acum, o cartografiere, să iau așa, cartografie, a asistenței sociale, a persoanelor vulnerabile, ca să știm unde, cum și cine trebuie să mai primească. Domnul primar, unde vedeți vindereii? Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Suntem în 2024, facem campanie pentru următorul mandat. În general, abia în al treilea mandat, orice primar simte că poate să termine ce și-a propus. Cam în trei mandate se face ceva. Vă spun din experiență. Eu îmi doresc la ritmul cu care am început și dacă reușim să-l menținem, cam în două mandate să termin. Vă doresc succes! Da. Unde vedeți? Haideți să... Deci, exercițiul ăsta de imaginație. Da. Cum arată Comuna Vinderei? Suntem în 2024, da? Da. Comuna Vinderei se dezvoltă. Asta e un lucru bun. Comuna Vinderei are o altă perspectivă. Văd oamenii un pic că... Chiar dacă este o campanie electorală și au apărut o felul de discuții și asta, văd oamenii că observă ce s-a făcut și cât s-a muncit. Chiar dacă unul are se pare lucruri palpabile, că normal, sunt lucruri palpabile. Poate și înțeleg de ce nu se poate mai mult. Unii înțeleg, unii nu înțeleg, unii nu vor să înțeleagă. Fiecare cu cât îl duce mintea. Eu îmi doresc în următorii ani, nu îmi doresc, pentru că aș vrea să ne păstrăm totuși zona asta frumoasă, aș vrea să ne păstrăm așa, în sensul naturii, dar aș vrea să am asfalt, toate legăturile de drumuri județene locale să fie cu asfalt, cu apă canal, gaz, o școală în care copiii să vină, adică să nu mai avem clase, într-o clasă 12 copii, clasa 0, 1, 2, 3 și 4, aia nu mai e școală. Adică copiii să fie cu drag aici, poate în viitor și o cantină, ne dorim aici să putem servi o masă la copii. M-am în plan două terenuri de sport din acestea sintetice în satul Obrșeni și satul Tocan. Trebuie și un parc, amenajăm acum la grădiniță acolo un parc, dar nu putem face lucrurile astea numai în vindere. Unde aveți populație activă și... Activă și nu numai populație activă. Vreau să vă spun că avem o creștere, faptul că s-au făcut atâtea investiții, avem o creștere a prețului terenului. Deci se simte deja, da? Se simte. S-au cumpărat case. În ultima perioadă, în satul Vinderei, sunt 5 case care au fost vânzare. Ceea ce asta, nu mai asta este rezultatul investițiilor făcute de primărie. Exact, ceea ce nu se mai întâmplă. Deci oamenii văd că există o perspectivă. Exact. Și au întors fața spre satul, nu neapărat natal. Da. Și noi nu suntem o zonă chiar, suntem o zonă chiar foarte frumoasă aici, și care ajunge și repede la Bărlat, se poate dezvolta.
dacă reușim și cu gazul, gazul va aduce dezvoltare. Avem un plan cu cele două comune. Ați venit pe la Grăjdeni aici, pe la Frunticeni, da, și ați văzut da, cât teren este acolo, cât teren este care aparține Frunticeniului la granița cu Vindereiul, acum are categorie de pășune, Iemaș, cât teren este acolo pe care s-ar putea aduce niște investitori, s-ar putea aduce și construi ceva. Mai avem și noi 25 de hectare. Mă gândesc, după terminarea cadastrului general, pentru că deja avem o perspectivă și o dimensiune a satelor. Sunt zone, cu toate că noi reușim, dar nu sunt zone care sunt defavorizate, adică niște case răzlețe așa. Aveți sate, da. Și atunci, aruncate așa. Pe... Și atunci ne gândim pentru tineri să lotizăm, să luăm în satul Valea Lungă Trășman, unde vom avea teren, în satul Vindereiul, unde vom avea teren, să lotizăm și să facem loturi de casă unde se poate construi în condiții civilizate și într-o niște reguli de urbanism și cu toate la poartă, cu toate utilitățile, pentru a comasa, cum să zic așa, populația cât mai la centru. Am văzut că a spus foarte mult accent pe școală. Mă e un pic și începe în nou an școlar. Ce particularități are pentru dumneavoastră ca primar, alături de cei din sistemul de învățământ, anul școlar cu specificul acestei pandemii? Face față școala, spațiile de învățământ din Vindere, atât grădinițe cât și școli? Dacă reușim să recepționăm, și vom reuși să recepționăm, și grădinița. Problema care o am la grădiniță acum este alimentarea cu energie electrică. Mi s-a promis că săptămâna viitoare am avea contorul pus. O să găsească acolo. O soluție până la urmă, sunteți un om de scurcăre, da. Să nu se pune problema. Da, ne încadrăm cu spațiu, ca și spațiu ne vom încadra. Am dat în dispoziție cei doi asistenți medicali comunitari, vor face triajul epidemiologic, voi lua legătura și cu cei doi medici de familie, în care să avem o colaborare bună în această perioadă și corectă în beneficiul copiilor, a familiilor. Dar vedeți dumneavoastră, atât Ministerul Sănătății, cât și Ministerul și Ministerul de Finanțe și Ministerul Învățământului, toată această responsabilitate financiară și organizatorii. O pasează în spatele administrației. La administrație, la noi, în special la noi, la primarea. Avem emoții pentru că avem copii și oricând se poate întâmpla. Și responsabilități. Responsabilități. Încercăm în acest moment cu domnișoara director și cu cadrele tot ce avem să limităm. Nu vom putea 100%, că este aproape imposibil să stăm în pauză la copii care stau unii lângă alții. Sau... Dar ceea ce ține de noi, de culoare separate, de dezinfectante, de măști, de asistenții medicale, adică control riguros în fiecare dimineață, și o să am rugămintea la părinți să nu-și trimată copiii la școală dacă este bolnav. Dacă, sau dacă are ceva simptome, că trebuie dus direct la... O să vină virozele, o să răcească vremea virozii, da. Și vor apărea virozele. Și nu e o diferență mare între viroză și virus. Da, ca și diagnostic nu poți să spui... Se suprapun unul cu altul. Deci, dar în același timp îi încurajez să-i aducă la școală, pentru că mulți se tem, spun și eu copiii mei, dar îi vom duce la școală. Cred că școala trebuie să meargă învățământul clasic, și cu cel online, dar noi mai durează până vom... Dar ar putea merge în paralel. Îi încurajez să-i aducă în cel mai nefericit caz. Dar cazul clasic, profesor, copii, învățător, copii, din păcate, cred că trebuie o implicare mai multă la nivelul DSP-urilor și la nivelul testării. Cred că la începutul școlii acum ar fi fost bine dacă am fi testat măcar cadrele de învățământ. Învățători și profesori. Nu spun să caz 300 de copii, dar poate 30 de profesori și ar fi trebuit testați. Măcar să știm de unde plecăm. Pentru că la noi, la Vindere, în momentul ăsta, sunt profesori care lucrează cu ora, cu norma. Vin din Brlad, vin din... Da, e o mișcare de... Dintr-un mediu, un alt mediu. Există riscul, dar... Virusul circulă. El circulă odată cu noi. Păi noi îl plimbăm.
prinsă. Că nu putem spune ne asigurăm că... și găzduire, ne mai și dărâmă câteodată. Da, nu putem spune că și ar fi trebuit testate măcar... Dacă e să facem o paranteză, domnul primar, Ministerul Sănătății mai are de mult de muncă prin DSP-uri cu identificarea acestui virus, pentru că încep cât mai multe voci, lucrurile nu stau chiar așa. Aparatura care e venită în România să testeze virusul nu sunt prea calibrate, se plâng foarte mulți că ies rezultate pozitive când de fapt omul n-are nimic, e negativ. Se creează un sistem de blocare a sistemului de sănătate public. Sunt multe probleme pe care fostul dumneavoastră șef de partid, da, doctorul Tătaru, trebuie să le rezolve. Da, eu... Pe el nu l-a întrebat nimeni dacă are de bacalaureat. Da. Nu cred că le va rezolva. Problema este prea complexă. Adică e o pălărie prea mare Ministerul Sănătății pentru... ca să rezolve această problemă. Este prea mare, numai că atunci trebuie niște reguli cumva, adică dacă știm că aparatele sunt necalibrate și testul e posibil să nu fie pozitiv, să fie negativ, să găsească o soluție de retestat, da, adică nu izolăm altfel... imediat oamenii și închidem închidem și după aia vine negativ testul și oamenii aia stă degeaba acasă. Adică aici trebuie domnul ministru să facă, domnul Leș, cu acest virus, 2 ani de zile de imunitate să ne luptăm până vom crea o imunitate, până organismul nostru va crea o imunitate proprie. Și oficialitățile un vaccin. Și fiecare da. Luptă deci, pe... Deci 2 ani de zile vom convențui cu el. Trebuie să fim cât mai relaxați, să ne protejăm, să ne spălăm pe mâini, să folosim masca acolo în spațiile aglomerate, acolo rast, și cam atât. Mai mult de atât. Și aici trebuie să înțeleagă, suntem la aproape 3 metri de distanță, de aia am și stabilit în aer liber, în aer liber să facem interviu. Domnule primar, păi am cam trecut în revistă tot. Dacă mai aveți ceva de spus, electoratului dumneavoastră, competitorilor da. Dumneavoastră? Cred că le-aș adresa competitorilor mei rugămintea și de a ne întâlni, de a ne întâlni într-o emisiune televizată. Cu cea mai mare plăcere. Și vă invit cu programele fiecărui și să discutăm... Cu problemele pe masă. Cu problemele pe masă și să discutăm despre soluții și rezolvare. În următorii ani, asta... în fața cetățenilor, fără cuvinte de Nu, lucrurile astea nu mai au ce căuta în viața mea. Asta. Pentru că alegătorilor, ce poți să le mai spui? Ce poți să le spui după 4 ani în care ai fost primar? Nu mai poți să vopsești gardul acum în ultima săptămână. Da, nici nu e indicat că rămâne pata pe... Ei mă cunosc, știu. A fost zăpadă, am fost după utilaje, noaptea, am dezăpezit toate satele, toate ulițele, a plouat, am fost acolo, am reparat drumuri, am... Și încă câte probleme ați avut cu... Probleme multe. Investiții. Am adus în fiecare sat. Nu am adus numai în Grigărei sau în Ocășeni sau în asta. Când suntem în diferite faze de asta, am aia adus investiții. Ceva, da. Avem și pentru asfalt, avem și pentru... Dar nu se poate face toate bătând din pat. Și oamenii trebuie să gândească un lucru. Să uite un pic în trecutul acestei comune. De la se uită cu siguranță. Face, și până de la 2016 încoace și să fac o paralelă. O fac, domnul primar. Să fac o paralelă. Sunt forțați. Recunosc. Am făcut și greșeli. Poate am avut o proastă comunicare pe anumite subiecte cu cetățenii și s-a înțeles altceva. Poate am fost prins că sunt și eu om într-o pasă mai proastă și n-am dat un răspuns corect sau știu eu ce. Deci, oamenii nu tratează omul, primarul, îl vede dacă îi rezolvă personal problema. Eu îi rog să gândesc la general, pentru că nu poți rezolva toate problemele personale. Da, dar fiecare cetățean are la un moment dat o problemă individuală, dar ea practic e un pic generală la, și la vecinii lui și exact. La conținut. Sunt lucruri care le putem rezolva și am găsit rezolvare. Pentru acele 100 de persoane care n-aveau acte pe locuință, n-au avut niciun act, nu i-a băgat nimeni, 10 de ani, am găsit o rezolvare, printr-o posesie, am găsit-o, au acte, au o carte oficială, adică deci acolo... Deci dacă se rezolva problema, da, până acolo se poate rezolva.
le mai spun să aibă încredere în noi. Dacă vor dori să continuăm după data de 27 septembrie, eu voi fi, și dacă nu vor dori, eu voi fi același om, respectos, cuvincios, și oricând pot apela la mine la orice sfat, mai ales că acum am și o experiență în administrație, la orice sfat, dacă au încredere și vom merge înainte, eu le promit că nu să-i dezamăgesc. Noi vă promitem și vă promitem dumneavoastră și telespectatorilor noștri, cât și locuitorilor din Comuna Vindelei, că vom fi și în următorii 4 ani cu echipe dumneavoastră. De câte ori veți avea derapaje, le vom arăta lor, de câte ori veți avea realizări, le vom arăta lor. Așa este și corect. Și nu putem decât să vă dorim mult succes. Mulțumesc. În examenul ăsta. Mulțumesc, de pe 27 septembrie. Mulțumesc. 2020. Să dea Dumnezeu să fie bine. E bine. Luni dimineață discutăm. Pe 28. Da. Mulțumesc. Toate cele bune. Mulțumesc. La revedere.